Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc Alba Neagră cu România. Nicolae Ciucă Am convenit să nu îmi depun mandatul. Marcel Ciolacu Decizia e corectă, ne-o asumăm. Kelemen Hunor Am decis să continuăm cu Nicolae Ciucă, premier. Păi ce-ați făcut, bă băieți? V-ați băgat în rotativă și ați amețit? Cum era aia cu rotativa se va face cu certitudine, după cum spunea Marcel Ciolacu în martie? Cum rămâne cu ce spunea Nicolae Ciucă în aprilie? Nu există niciun fel de discuție în momentul de față despre amânarea. Cu atât mai puțin despre nerealizarea ei. Ca atare, la finele lunii mai, nici pe 24 că este ziua partidului, nici pe 25 de înălțare, puțin mai încolo, dar se va realiza. În momentul de față, sigur, cea mai simplă modalitate este să se facă rocada conform înțelegerii din protocol, spunea Nicolae Ciucă. Chiar! Ce se mai aude de protocol? Nu era acesta baza fundamentului fără de care coaliția nu putea funcționa? Nu era rotativa condiția sinecvanon a coaliției? Cum rămâne cu ce spunea președintele Iohannis chiar miercuri asta? Imediat ce premierul își depune mandatul, voi iniția următorii pași. Nu am niciun interes să trag de timp, și nu am niciun interes să apară sincope și incertitudini. Această rotație trebuie să se desfășoare, după părerea mea, rapid, corect, pe scurt, cum se spune, sticlă, fiindcă oamenii trebuie să vadă că aici nu e vorba de trasfori, de negocieri care se poartă prea târziu, ci de o chestiune pe care și-a însușit o coaliția de la bun început, se pune în practică și mergem mai departe. Asta este așteptarea mea, spunea pe 24 mai Claus Iohannis. Ce să înțelegem acum că s-a anulat rotativa, domnule Iohannis? că s-au tras sforii? că s-a negociat prea târziu. Nu că am avea încredere în politicieni, dar ce cuvânt mai au ăștia în fața noastră dacă n-au fost în stare să respecte o înțelegere între ei? A, că au intrat profesori în grevă și nu e momentul acum pentru rotative? Dar cum s-a ajuns la greva profesorilor? Nu cumva prin incompetența guvernanților? Păi ce ați făcut, bă băieți? V-ați dat singuri foc la valiză? Totuși, de ce nu se poate rotativa chiar dacă e grevă? Îi e frica lui Marcel Ciolacu de mișcări sociale? Păi nu e PSD-ul cu democrația cu oamenii, cu astea? Se teme un socialist de o grevă? în loc să aibă curajul să rezolve problemele? Cât de inteligenți sunt ăia de la PNL dacă n-au reușit să paseze cartoful fierbinte la PSD? Pe de altă parte, cât de inteligenți sunt ăia de la PSD dacă s-au lăsat prostiți să amâne rotativă? Vom mai avea o rotativă? Îi mai spunem rotativă sau trecem la numele real? Mânărie în cerc. Vă doresc! o la revedere frumoasă!